extrem de multe cupluri și-au amânat nunta din cauza pandemiei. Pentru că mulți recuperează timpul pierdut, în 2022 sunt programate extrem de multe evenimente. Așa că dacă trebuie să ajungi anul acesta la o nuntă, trebuie să știi cât să scoți din buzunar. Pentru că perioada pandemiei a durat două veri, mulți au fost nevoiți să-și amâne evenimentul fericit. Acum numărul evenimentelor de acest fel au explodat. Iată cât trebuie să scoți din buzunar pentru dar, dacă ești naș, socru, rudă sau simplu invitat. Când lași darul pentru nuntă, trebuie să știi că există câteva lucruri de luat în considerare. Acestea sunt bugetul, cheltuit de miri, relația cu fericitul cuplu și dacă vii singur sau însoțit la nuntă. Bugetul unei nunți în România variază între 6.000 și 10.000 de euro, excluzând locația și meniul de nuntă, însă cifrele arată că de multe ori mirii ajung să cheltuiască cu până 30% mai mult decât și-au propus inițial, spun cei care planifică evenimentele. În ceea ce privește darul de nuntă, suma corectă pe care trebuie să o dai este calculată după o formulă foarte simplă, prețul meniului ori 2. Dacă acesta a costat 250 de lei, ar trebui să oferiți ca dar minimum 500 de lei. Darul se schimbă dacă sunteți părinți, nași, frați și prieteni foarte apropiați. Atunci ar trebui să lăsați în plic o sumă de bani mult mai mare decât un invitat obișnuit. De obicei, nașii le oferă finilor un dar de nuntă de minimum 1500 de lei de persoană. Părinții oferă câteodată mai mult, dar asta în funcție de situația lor financiară. Și rudele apropiate dau ceva mai mulți bani decât un invitat obișnuit, undeva la 600-700 de lei de persoană. În cazul în care vei merge cu partener-parteneră, suma se va dubla, relatează redacția.ro.